și la profe online cu exerciții de matematică. Da, matematică. Pentru acasă. Lansare. Cu Mario. Da? Cu Mario. Mario, pune vreodată de... Eu m-am tot gândit eu cum să dau niște probleme, ca să nu te mai prins tu așa foarte repede. Ai ceva tu... Mai puțin, dar am învățat ceva. Te rog, te rog. Ștefan a citit o carte de 48 de pagini în 3 zile. Deci, total, pagini... Cât? 48. 48. În 3 zile. Da, 48. În felul următor. Prima zi, 12 pagini am citit. 12. În a doua zi, cu 5 pagini mai puțin. Cu 5 mai puțin. Cu 5 pagini. Da. Pagini. Mai puțin. Puțin. Iar a treia zi, restul. A treia zi, restul. Câte pagini am citit în a treia zi? Deci, în prima zi știm exact câte. 12. Da. În a doua zi, cu 5 pagini mai puțin. 7. 7, da. Deci, în a doua zi, fiindcă cu 5 pagini mai puțin, operația care o facem este 12 minus 5, egal 7 pagini. Cât? Deci facem ce acum? Aflăm că te-au citit în cele două zile, da? Da. În cele două zile aflăm cât a citit, câte pagini a citit și atunci facem 12 plus 7 egal cu 19 pagini, da? În prima și a doua zi. E, cum a fost de-a treia? Din total, din 48, da? Deci restul înseamnă din 48, scădem pe 19 și atât cât obține, 48 minus 19, egal cu, ia să văd aici dacă ne discutăm. 29. Ai făcut așa, nu s-a putut, ai promutat, și pe urmă din 3 ai scăzut din 30 pe 10 și face 29 pagini. Deci, este corect tratat la momentul dat. Mai e vreuna sau... Dacă aveți dumneavoastră... Uite așa. Ia. Un kilogram de carne de vită plus un kilogram carne porc costă egal asumă 207 lei. 2 kilograme carne vită plus 1 kilogram carne porc costă 336 de lei. 336 lei. Cât costă? Cât costă un kilogram de carne de porc și cât costă unul de vită? 129. Cine 129? Nu interesează. Nu e adevărat. Nu interesează asta. Cum ai gândit? Cum nu. Adică?
Tu observi că există o diferență de preț, da? De unde vine diferența de preț? La calea de boală? De la vite. E un kilogram în plus. Deci, faptul că ai un kilogram de carne de vite în plus, în a doua variantă, la porc nu are cum să fie pe aceeași cantitate. Și atunci ce facem? Scădem 207 minus 336. Din 207 minus 336? Nu, din cel mai mare. Din cine? Din 336 tădem pe 207. Da? Și ce crezi că ne va da? Vită. Carne de vită, un singur kilogram. E plus doar un singur kilogram. Deci, în clipa asta, dacă facem operația 336 lei minus 207, vom obține cât costă un kilogram de carne de vită, da? Cât face oare la scăderea asta, să vedem? La 19. 9, la unități 9. La 10,2. La 10,2. Și 129. Deci, și la... Deci 129, ce costă? 129, un kilogram de vită. Deci 129 lei pentru un kilogram vită. Ei, dar cât costă acum kilogramul din porc? Cum a fost kilogramul? 78. De unde îți dai seama? Pentru că scrie. Nu, adevărat. Cum putem face noi? Nu, nu. Dar ce știm? Că un kilogram de carne de vită plus un kilogram de carne de porc împreună costă 207. Cum știm vita cât costă acum? Nu? 207 minus 129. Corect. Deci pentru un kilogram, calculul care îl facem este următorul. Din 207 lei, scădem cât costă un kilogram de carne de vită, 129 lei, și atunci găsim cât costă un kilogram de carne de porc. Hai să facem scăderea, că noi aceiași am greutăți. Te rog să mă ajuți. Nu aveți greutăți. Eu, te rog, eu nu? Hai. E ușor. Hai. 78. Nu, nu. Să o convingem, e corect așa. Vedeți, voi la sfârșit. Hai. Exact. Hai. 7 minus 9 se poate. Ne vom întâlni la 100. Da. La 100 de clase și unde găsim? Da. Și aici? Și 100, nu? 100 da. Minus 100 nimic. Și rămân doar 10. Și rămâne acele câte 97. 97. Da. Minus 29. Nu rămâne 97. Rămâne aici 10. 10, da. Dar ai lăsat 9 și ai pus o 10 aici. Da. Și acum din 10 asta scazi pe 9. 1. Și cu 7 face 8. Ai spus bine. Și 2 din 9 la 10. 78. Într-adevăr, așa este. 78 de lei. Kilogramul de carne de cine? Carne de porc. Porc. Iată, mai o altă întrebare. Un kilogram de carne vită plus un kilogram carne porc costă 207 lei. Cât va costa? Întrebarea este 3 kilograme carne vită plus 3 kilograme carne porc. Cât va costa? Tu știi că un kilogram de carne de vită și un kilogram de carne de porc la un loc costă 27. Cât va costa 3 kilograme de carne vită și 3 kilograme de carne de porc? 129, 129, 129. Deci, băie, eu vreau 3 kg de carne de vită și 3 kg de carne de porc. Păi, de 3 ori 129, așa este o dată? Da. Și pe urmă? Pe urmă?
3 kg de carne de porc. De porc. Diferență de 2 între ele. Ia să vedem pe dată. Tu știi cât costă la un loc un kilogram de carne de vită și un kilogram de carne de porc? La un loc, 207. Dar dacă e de 3 ori, de 3 ori, 3 kg și încă 3 de porc, cât va costa la un loc? 300. De ce 300? Se văd? Păi un singur kilogram și cu un singur kilogram fac 207. Acum, de 3 ori mai mult de vită și de 3 ori mai mult de carne de porc. Dar la prelucări ce-am dat de sus? Nu știu. Că nu știu cât costă eu fiecare kilogram de porc. Da, Sandra. Deci, atenție! Ca să-ți distrag atenția, că nu mai este legătură cu ce ai înainte, spun că costă 159 împreună. Deci asta și cu asta împreună 159. Cât costă de 3 ori mai mult de carne de vită și de 3 ori carne de porc? Ia să vedem. Nu se poate, trebuie să te prins. 159. Perfect, de 3 ori. Că de 3, exact o dată asta. Și încă o dată, și încă o dată. Că de 3 ori mai multe carne de vită și tot de 3 ori carne de porc. Aici e toată povestea. Deci va veni 159, vezi? Plus 159. Plus 159. Perfect, ai spus. Este, de cât facem? Ia să încearcă. Simplu. Ia să văd. 9 plus 9. Așa? 27. Da? 7-le. Și la 2, 2 îl ducem la 10. Da. Ia să te rog acum. 15 și cu 2, 7. Da? 15 și cu 2, 17. 7. Scriem și eu. 37. Stai, că o mai vine. Au făcut câte? 15 și cu 2, 17. Și rămâna să nu 1. Adică au rămas la sute de acum unul acela. Și unul acela la sute, la 17, de fapt, 400. Face 400, da? Una, două, trei și una, 400. 477 de lei. Foarte tare. Dar, acum, 3 kg de carne vită plus 4 kg carne porc. Știu că costă. Ia să vedem noi... 50.000. Deci, costă... șase... 3... 536 de lei. Deci 3 kg de carne de vită și 4 kg de carne de porc costă 536 de lei. Cât costă 1 kg de carne de vită și 1 de porc? Deci, eu știu că iau 3 kg de carne de vită și 3 kg de carne de porc dau 477. Acum, 3 kg de vită. Și ce îți dă când îți scazi în pastelia asta? Porcul! Porcul ne dă, sigur că da. Că aici e acolo diferența, da? Porcul ne dă. Deci iată că scădem din 536 minus 477 și face cât? 6, 7... Hai, ajută-mă, te rog.
Hai să vedem. Cât facem? Cât facem? Așteptați? Aștept. 59. 59. Ei, spune dacă am să mă convingi. Hai să zicem. 7 din... 7 din cât? 7. În 6 nu se poate. 10.000. 7 face 3 și cu 6... Ba nu, dar nu vă zice ceva. Ia să vedem, dar nu te credem, poate nu e greșit. Hai să vedem încă o dată. Deci din 10 am scăzut pe 7 și nu dat pe 6. Da. 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 Cu 6, 9. Acum, la 10 vă rămas 2. 7 din... 7. 2 minus 7. 2 minus 7 nu se poate. Nu. Ne împrumutăm la decimă. 9. 9, 10. Adică... 7 din 10, 3. 3. 3 și cu 2? 5. Și nimic. Și atunci 59 costă kilogramul de carne? Un kilogram carne porc. Cât costă vita? Vita? Da, 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 vita. Și minus 536? Ia gândește-te bine. Că aici sunt 3 kg de vită și 4 de porc. Când le-ai comparat aici, ai făcut bine scăderea asta. Dar unde să te duci tu acum ca să afli cât te întâlnești un kilogram de carne? La 536. La 536. Și cum te descurci cu 536? Cu 536 minus... Minus? Minus? Păi, dar cât, cum 59, cum atât? Îs 4 kg de carne de porc. Adică 59. De 4 ori, nu? Deci de 4 ori 59. Uitați, 4 ori 5, 25. 4. 250. Ia să-ți vedem cu pacienții. Deci, ne, trebuie să-ți vedem de 536 pe cine? Trebuie să vedem cât de muncă faci tu acum. Uitați, 4 ori. Așa, lasă-l lasă ceas, ca să-ți vezi seama. Deci, ai, din 536, mai întâi zice, ai zis așa că îți faci. 59 din cauza, că sunt 4 kg. 59 plus 59 plus 59, ca să vezi că te-ai dat pe cele 4 kg de carne de porc. Ia să vedem că faci de 59 plus 59 plus 59 plus 59. De 4 ori de 59. La unități. Da? 6, 6 și 3. Da. 10 de 30 le păstrăm. Și acum la 5. De 5 ori. De 4 ori de 5? 205. Nu. Ia. 5 cu 5. Hai să vedem. 5 cu 5? 10. Și 5 cu 5? 10. Și cu 10 cu 10? 20. 20. Și cu... Ne-a rămas data trecută de la... Da. 3. Parte 3, da? Da. Face 20 cu 20 cu 3, 23, da? Deci face cât? 236 de lei pe cele 4 kg. Pe 4 kg, da? 236 de lei. Și acum, acum suntem în momentul cel mai tare. Da. Dacă scădem din 536, pe cine trebuie să scădem? Pe 59? Sau pe cine trebuie să scădem? Pe 236. Așa, ca să vedem că tot ai pe cele 4 kg. Deci din 539, 536, scădem pe ce ai spus eu? 236. Și cât faci la scăderea asta? Hai să vedem. Hai, hai te rog repede ca să facem calculul, când așteaptă prietenii noștri. Minus. 536 minus 236. 6 minus 6, 0. Corect. 3 minus 3, 0. Da. 5 minus 2, 3. 3. Deci, 300 de lei reprezintă ce? Ce? Ce reprezintă 300 de lei? Total. Nu? 300 de lei reprezintă? 4 kg. Nu? 4 kg știm de porc. 236, am făcut. 3 kg de vită? 3 kg de vită. Deci spune, 3 kg vită costă... Costă? Cât costă? Costă 300 lei. Cât costă un singur kilogram? Un kilogram, un kilogram vită, cât costă?
Dacă 3 costă 300. Da, da. Ideea, 300 minus 236. Vedem, 3 kg de vin costă 300, dar un singur kilogram. 300 minus 236. Nu, atenție! 3 kg costă 300 de lei, da. Dar un singur kilogram. 100? 100, mă, când faci pe cele 300, da. La 3 grămezi și vin 100, da. Deci, un kilogram de vite costă 100, costă 300 împărțit la 3, 3 grămezi, 3 kilograme și da, 100, 100 și pleci. Vezi? Că am aflat în felul ăsta. Dar ce am muncit, mă? Am muncit extraordinar de mult, că tu te-ai dus pe ideea asta, da. Păi un singur kilogram din porc ai zis că costă 59. Și ai zis, stică spatru aici. 59, plus 59, plus 59, plus 59. Și ai găsit 236. Și ai scăzut din total. Din 536 pe 236. Și ai aflat cât costă? 3 kg de porc. Și ai împărțit la 3. Da, dacă erai un pic atent, te duceai la prima. Păi, zi, simpatic. Un singur kilogram de carne de porc. Deci un kilogram de carne de porc costă 159. Iar un singur kilogram de carne de porc ai aflat. Cât costă? 59. 59. Și ce făceai? Din 159, scădea pe 59 și dădea kilogram de carne de vită. Care dădea 100. Ce frumos era! Așa, dacă ai fost atent, ai muncit. Mă bucur că ai muncit. Ca să fii atent, am văzut. Tu ai zis, 4 kg, dă-i și am turnat după pestea. Și ți-o răm din total, 536, scăzut. Și ai făcut o lucrare corectă, dar muncă multă. Deci ea trebuie să fii la matematică atenți, să o luăm pe drumul cel mai scurt. Vezi ce probleme frumoase a făcut eu aici? Am zis așa, 1 kg de carne de vită și 1 kg de carne de porc. Costă vreo 159. Te-am întrebat, dar 3 kg de carne de vită și 3 kg de carne de porc. Am dat 3 și 3, adică am mărit de 3 ori carnea de vită și 3 carnea de porc. Și atunci te-ai zis, odată 159, și cu 159, și cu 159, și am văzut total. Că nu ți-a pus de desubt. Da, 3 kg de carne de vită și 4 de porc. Adică ai avut cu criteriul de comparație, egalitatea aici. Și aici se vedea 1 kg în plus. Și atunci ai zis, din, 4, din 536, scade 477 și dă 59, adică exact diferența de la porc, la 1 kg de carne de porc. Și în clipa în care ai zis 1 kg de carne de porc, te-am întrebat, dar de vită? Și pentru vită tu ai zis, păi, înseamnă că 4 kg de porc aici, în total, trebuie să ajung 59, 59, 59, 59, muncă multă. Și până scad din 436, din 536 scad pe 236, s-o dat 300. Și ce ne vreți de cele 300? Păi cele 3 kg de carne de vită. Și ai pățit la 3, ce muncă? Când tu știai, știai 59 cât costă un singur kilogram de carne de porc, și avea relația asta că la, mai pui lângă un kilogram de carne de porc, unul de vită, 159 face, era treaba simplă. Vezi ce înseamnă la matematică? Dacă tu, cu colegul tău, lucrai la lucrarea asta, la, o aveai ca problemă, păi tu te prindeai, să zicem, din cuplu așa, și el ți-a apucat de muncă asta, pe aici. Și muncea, și muncea, și muncea. Ajungea și rezultat. Dar tu te odihneai. Și ai bă, salut. Am terminat problema. Pentru că tu te prindeai repede de comparația de aici. Vedeai kilogramul de carne de porc ca diferență, 59, aveai repede ochiul, aruncai ochiul la prima, păi știi un kilogram de carne de porc. Și încă vine un kilogram de carne de vită, știi că 159, scazi din 159 pe 59, porcul, ai dat pe parte și a rămas uitat. Și gata, 100, terminat. Și el muncea și muncea și mai avea și șansa să greșească. Exact. Asta e toată povestea. 59, 59. Da, 59, adunat la aceea și acolo. Și avea șansa să greșească. Și muncă multe, enorm de multe. Da? Când tu ai avut treaba asta așa, superbă chestia. Hai să văd, mai facem o problemă, ce? Da. Eu măcar formulez o problemă. Da. Da? În genul ăsta ai scris-o acolo. Da, da, am scris-o. Așa. Deci mi-am arătat asta și am explicat acolo relații să, să înlocuiască ca și cum ar fi un termen necunoscut. Carnea de vită e un X, pe care nu știu, plus
înlocuim cu cât e porcul, e cam cu atât. Așa. Adică cu termenul recunosc la școală. Da, da, da. Da. La adunare, da, la da, așa e da, rezultatul. Da. Adunarea două numere, da, știi rezultatul, pe unul cunoști, da, cel de-al doilea cu sau. Termen al sumei, nu? Da. Așa cum se dorușeți. Așa, un kilogram carne vită plus un kilogram carne porc costă 179 lei. 179 lei. Cât va costa 4 kilograme carne vită plus 4 kilograme carne porc? Cât va costa? Apoi, după ce află cât costă, adaug eu dedesubt următorul lucru. 4 kilograme carne vită plus 6 kilograme carne porc costă 4, dar îl fac acum de o parte. Ca să pot bani de la problema. Câte kilograme, deci modificăm acum, da, și afli pe urmă cât costă carnea de porc și pe urmă cât costă carnea de vită. Asta ar fi problema. Ne oprim aici, la revedere. Bă, ce să zic? Zic, de ce este să facă prietenii noștri? Să nu uita la share, să vă abonăm la Prof Online. La revedere! Asta, mă, asta trebuie.